Bună ziua! Mă scuzați pentru barba mea. Mie nu-mi place să mă barbesc în fiecare zi, mai ales când nu lucrez. Astăzi am fost cu tati după peleț. Slavă Domnului că i-am cumpărat. Mâine o să ne vine livrați. Și n-am mâncat de astăzi de dimineață, doar azi dimineață am mâncat un iaurt și o banană. Asta a fost pe la 10, acum e ora 5. Mami cu Angie și cu Natalia au mâncat ce au mai fost și nu mai a rămas nimic. Acum sunt la bucătărie și fac ceva, nu știu ce fac, dar eu nu mai am timp să stau până gătesc ei. Îmi gătesc eu ce am găsit aici pe un frigider. Și vă arăt cum un bărbat poate să improvizeze când e foame. Am găsit în frigider ce a făcut tati. Și am zis că să mi-l prăjesc puțin, să văd dacă pot fără ulei, încerc. Am mai găsit în frigider albuș de ou ce-a folosit Angie. Folosim și ăsta. Și am mai găsit în congelator legume și fac legume cu lebăr și albuș de ou. Acum, dacă o să râdeți de mine, dacă nu, dar eu vă arăt cum se poate descurca un bărbat când are lucrurile astea în frigider. Ok, mă filmez singur. Aici am pus un pic de sare. Uitați. Pun un pic de apă. Și lăsăm să fiarbă sub capac. Așa. Aici încercăm să prăjim puțin fără ulei. Eventual o să pun un pic de apă. Da. Las un pic să prind un pic de cruste. Dar nu trebuie să fiarbă, fiindcă el e fiert. Zumerele au fost prăjite și ficat a fost fiert, că ați văzut cum l-a făcut atât din ce l-a făcut. Așa, și am și legume, am și un pic de proteină și albuș de ou. Să vedeți ce fain o să fie. Uitați ce fain arată acum când am întors. Mai las câteva minuțele. Și după aia trec la albuș. Așa. Aici s-a gătit, am închis. Și acum pentru albușul de ou pun puțin ulei. Am mai găsit un pic de cașcaval ce a rămas de Natalia. O să pun în ou. Așa cum pot cu mâna rapid. Trebuie să mă duc și cu ele la cumpărături. Un pic de sare. Ok. Uite ce. Ok, așa arată. Și acum, ca să fie totul mai interesant și mai gustos, am aici un cățel de usturoi pechinez. Pun un pic de pătrunjel. Să-mi desfac sticla. Un pic de ulei de măsline. Un pic de sare. Așa.
Arată și mai fain și e și mai interesant. Și mai gustos. Ce am făcut în meniu? În 10 minute. Mă scuzați că filmez singur. Facem să facem așa. Ok. Și așa arată farfuria mea. Asta e realizarea mea. Orice burlac poate să-și facă. Bine, nu-s burlac, dar astăzi am fost. Și mi-am făcut singur de mâncare. Aceasta este realizarea mea. Faceți și voi că este bun. La revedere!